Seara în 2017, numele meu, sunt prefectul de linie Bacău și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să începem ședința de constituire a Consiliului Local în Mănăstirea Crașin cu binecuvântarea dreptă cerințelor poliți. Împărăția ta, plavă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iadăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează-ne pe noi robii Tăi, binecuvintează adunarea aceasta și pe aleșii poporului Tău, că Sfânt ești pe toate, le sfințești acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne. Vă rog pentru data de 25.10.2024, ora 19. Întrucât din numărul total de 15 consilieri stabilit în ordinul prefectului județului Bacău, numărul 129 din 8.4.2024, pentru Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin au fost validate un număr de 14 consilieri. Sunt astfel îndrumite condițiile legale pentru convocarea de desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 14 consilieri ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 14 consilieri și nu absentează nimeni. La ședința legal constituită participă primarul al cărei alegere a fost validată, domnul Bucur George Adriac, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu al Judecătoriei Onești. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea
Adrian Cașin și depunerea jurământului de către primarul Bucur George Adrian, urmare a legilor autorităților publice locale din 9.6.2024. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este doamna Moraru Camelia, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Bărnegoi Răzvan Paul și Mușat Ionela, toți fiind invitați să preia lucrările ședinței. Dau cuvântul doamnei președinte de vârstă. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei conduce lucrările. Vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Mânăsirea Cașin în conformitate cu legea. Dau citire ordinei de zi a acestei ședințe. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate prin judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Mânăsirea Cașin. 2. Depunerea jurământului de către primarul, domnul Bucur George Adrian. Cu permisiunea dumneavoastră vom trece la primul punct. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Mânăsirea Cașin. Și rog pe doamna Irinia sau domnul să secretarul general al Comunei să prezinte încheierea comunitate de judecătoria Onești, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Dau citire, încheierea civilă numărul 3922 din 18.10.2024 a judecătoriei Onești, care dispune. În baza articolului 114 alineat 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, actualizată, admite cererea formulată de secretarul general al Comunei Mânăstirea Cașin, județul Bacău, în consecință. Validează mandatele următorilor consilieri ce intră în componența Consiliului Local al Comunei Mânăstirea Cașin, județul Bacău, la alegeri locale din 9 iunie 2024. Ordinarul Claudiu, din partea Partidului Social Democrat. Miroi Alexandru, din partea Partidului Social Democrat. Mirica Cosmin, din partea Partidului Social Democrat. Mușat Ionela, din partea Partidului Social Democrat. Bătrânul Ana Teodora, din partea Partidului Social Democrat. Chelar Lucian, din partea Partidului Social Democrat. Măcălău Lucian, din partea Partidului Social Democrat. Enache Adriana, din partea Partidului Național Liberal. Moraru Camelia, din partea Partidului Național Liberal. Bârligoi Răzvan Paul, din partea Partidului Național Liberal, Olaru Gheorghe, din partea Partidului Național Liberal, Oancea Ionuț, din partea Partidului Național Liberal, Coancă Constantin, din partea Partidului Național Liberal, Marco Adrian, din partea Partidului Național Liberal. Invalidează mandatul candidatului George Adrian la alegeri locale din data de 9 iunie 2024 pentru accesarea postului de timp. Deci trecem la terminarea jurământului a fiecărui consilier în ordine alfabetică. Domnul va da citire fiecărui consilier în care se prezintă. Așadar, o invit pe doamna consilieră, bătrânul Ana Teodora. Așa,
va pregăti domnul Chelar Lucian. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să mi-aș de ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vorbează domnul Marco Adrian și se pregătește domnul Măcălău Lucian. Jur să respect Constituțiile și legile țării și să fac acolo credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute.
Urmează domnul Ancelin, se pregătește domnul Olaru Gheorghe. Respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mestrea Cașca, așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Olaru Gheorghe, se pregătește domnul Crenoiu Claudiu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mestrea Cașca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Claudiu, se pregătește domnul Juan Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Deoarece au depus jurământul un număr de 14 consilieri, Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin este legal constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Vă rog să termine, să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primarul Mărești, domnul Bucur George Aria. Depunerea Onești, secția 5, a validat prin încheierea din data de 15 octombrie 2024, pronunțată în dosarul 7702, având ca obiect validare primar, alegerea domnului Bucur George Aria în funcția de primar al comunului Mănăstirea Cașca în județul Bacău. Dați citire acestei zonă. Dau o citire încheierii civile numărul 3749 a Camerei de Consiliu al Judecătoriei Onești din data de 15.10.2024, care dispune. În temeiul articolului 149 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, actualizată, validează alegerea în funcția de primar al comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău, a candidatului Bucur George Aria din partea Partidului Social Democrat. Vă rugăm primar.
George Adrian, primar al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, în conformitate cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 pe 2019, primarul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Mănăstirea Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Acest moment nu ar fi fost posibil. Astăzi nu este doar începutul unui mandat pentru mine, ci și începutul unei noi etape pentru comunitatea noastră. Avem în față provocări importante, dar și oportunități extraordinare. Cred cu tărie că, împreună, putem transforma aceste provocări în succese și putem construi un viitor mai bun pentru noi toți. Prioritatea mea principală va fi cetățeanul și nevoile sale. Vreau să vă asigur că administrația pe care o voi conduce va fi una deschisă, transparentă și dedicată dialogului. Ușa mea va fi mereu deschisă pentru voi, pentru ideile și propunerile voastre. Numai prin colaborare și prin implicarea activă a fiecăruia dintre noi vom reuși să facem schimbările de care comuna noastră are nevoie. Vom pune accent pe dezvoltarea economică, pe educație, pe sănătate, infrastructură și pe protecția mediului. Împreună cu echipa mea voi lucra neîncetat pentru a atrage investiții și a îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor. Îmi doresc ca comuna noastră să fie un loc în care fiecare dintre voi să se simtă mândru că trăiește. Știu că așteptările sunt mari, la fel ca voi. Am aspirații mari pentru comunitatea noastră, însă vreau să fiți convinși că nu voi face promisiuni fără acoperire și voi rămâne dedicat obiectivelor pe care le-am stabilit împreună. Dragi concetățeni, închei prin a vă invita să fim uniți, să ne implicăm cu toții și să privim cu încredere către viitor. Numai împreună putem construi un viitor mai bun, mai sigur, mai prosper pentru noi și pentru generațiile ce vor urma. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere și abia aștept să începem munca împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu! Thank you.
Grajul Culturii Comunei Mestirea Cașin, primar din jurul din Valea Trotușului, Uravăii, Cașin și Trotuș. Da, e rivalitate între Cașin și Mecașin. E bine să fie în limitele regulamentare. Am varianta scurtă sau varianta lungă. Am să o spun și pe una și pe alta. Ca în orice film american, bine ne învinge rău. La final. Varianta lungă însă are povestea sa. Începe prin și trebuie să încep cu cei care au făcut posibil această schimbare și ziua de astăzi. Și sigur, probabil am să surprind, încep prin a mulțumi lui Claudiu Prinoiu și lui Geo Panfil. Pentru că undeva după amiază de toamnă 2021 au îndrăznit, erau cam în ilegalitate ei. De fapt, deci ne-am văzut la Mestirea Cașin, ne-am văzut pe la Onești, că au îndrăznit să pornească, cum ar spune spaniolii, remontarea, refacerea. După niște mandate de succes administrative ale lui Gabi Protesei, care îi mulțumesc și acum și pe această cale, e clar că lucrurile la Mănăstirea Cașin degenerau. Claudiu și Cugelu au pus bazele la ceea ce este astăzi și sigur că le mulțumesc lor, dar în primul rând este mulțumim celor 1100 de locuitori ai Comunei Mănăstirea Cașin, pentru că ei au făcut posibil această schimbare, care văd că deranjează. Asta este. Oameni care cred că le știu pe toate, stăpânesc totul, nu vor să fie schimbați, sunt soluția la toate, sunt extrem de toxici și extrem de periculoși. Este... Știți, uneori gesturile fac cât 1000 de cuvinte. Eu știu că unii nu sunt bucuroși de oaspeți, dar e bine să spunem lucrurilor pe nume, pentru că eu nu am venit aici, nici eu, nici colegii mei, n-am venit aici ca să spunem baliverne, sau să spunem formalități. E o realitate că... Doamne, dacă vreți să luați cuvântul, eu chiar vi-l dau. Vă dau din timpul meu, dar tare mic o să dați din dulbe în bâlbe. Tare mic. Eu așa clevetitor și crâncotat și am văzut la viața mea și nu mă impresionat. Dar nu vreți să mă lăsați să spun ce am de spus? Dacă vreți să cuvântați, cuvântați. Dar am emoții că puteți lega. Haideți! Nu vreți să luați cuvântul? Da. Ascult, da. Ascultați, dacă știți. Încearcă să vă la subiect. Dar subiectul nu le stabilește dumneavoastră. Până una alta, eu nu vorbesc baliver. Vorbesc realități. Că nu vă plac dumneavoastră să le recunoașteți. Asta este. Populația din Mănăstirea Cașin a consfințit ceva care nu vă place. Și le mulțumesc încă o dată celor 1096 de locuitori care au înțeles că aici se mergea cu capul în gard. Și au produs o schimbare care, sigur, are și ea nivelul ei de așteptare. Evident, urmează 4 ani în care noi toți cei de aici și foarte mulți din sală și care sunt și absenți, că nu suntem doar noi, va trebui să demonstrăm că se poate face și un alt fel de administrație decât s-a făcut aici. Pentru că aici s-a vorbit mult, s-a amenințat mult, s-a pălăvrăgit mult și s-a făcut foarte puțin. Și când s-a făcut, s-a cam făcut ce a însămânțat Gabi Priotesei, care an la rândul, el știe, nu știu dacă e în sală sau nu, el știe că i-a reproșat faptul că era așa mai moale, mai politic decât e cazul. Păi dacă îi dai o palmă, îți întoarce obrazul să o primească și pe a doua. A venit altcineva, ok, nici nu bat cura să-i rostesc numele, că a demonstrat că nu știe să pierde. E și asta o calitate, să știi să pierzi și n-ai pierdut la table sau la cărți. Ai pierdut ca urmare a unui proces electoral în care oamenii și-au spus cuvântul. În primul rând,
atitudinea din această seară jignește electoratul și pe cei care au votat și pe cei care nu au votat. Dar asta nu e problema mea, e problema dânsei. Și noi ne vedem de treabă, că nu ne vedea nimeni șase când aeronava asta a decolat acum un an, cu chiu cu vai, mai puțin de un an, și le mulțumesc tuturor celor care se știu ei, că ne-am văzut unde ne-am văzut, de data asta pe raza Comunei Mănăstirea Caș, și le mulțumesc că și-au luat soarta în mâini și au înțeles că dacă nu se implică și nu muncesc și nu țin aproape și nu stau spate în spate, n-au decât să se lamenteze. Ce s-a întâmplat aici timp de 4 ani, este clar că nu a fost în interesul comunei și în interesul locuitorilor. A fost o vânătoare de vrăjitoare care nu folosește nimănui. Ce vreau eu să vă transmit? Că ceea ce am făcut la Târgu Trotuș, că sunt colegii aici, la Gura Văii, la Cașin, în toți acești ani, adică am lăsat urme administrative în urma, în spatele nostru, asta ne propunem să facem și la Mănăstirea Cașin. Să știți că câștigarea alegerilor nu este un scop în sine. Câștigi alegerile și ce faci? Dacă este un an sau doi, m-au făcut alții, ce faci dacă dezamăgești oamenii sau te apuci de alte prostii, mai puțin de administrație? Pățești ce ai pățit. Rușinea rușinilor. Deci, scopul câștigării unor alegeri este să faci mai bine pentru comuna aia și pentru oameni. Politică, administrație, să lucreze în echipă. Și noi, cei care am fost în această perioadă în spatele lui Dăgel, vom fi și în perioada următoare, și doamna președinte Cristina Pravăț, care mi-am permis să o învoiesc, a fost astăzi la Unești, este mamă de copil de un an și trei luni, e corect seara să o aloce familiei ca să aibă energia a doua zi pentru treburile județului. Dar am considerat că eu, Gelu, Claudiu și Lucian suntem suficient de argumentați și pentru că noi am mai fost aici, am vorbit și în campanie și înainte de campanie și o să mai venim și o să demonstrăm că suntem mai buni decât oameni care nu înțeleg să piardă. Suntem mai buni din punct de vedere administrativ. Și avem și 7 ani de acasă. Și stăm puterea noastră. Și o să vedeți că așa se va întâmpla. Au fost dezbateri aici, în timpul campaniei, am auzit placa asta, cu n-ați făcut nimic 16 ani. Să vă spună domnul primar dinaintea Gabia Preotesei, ce a făcut Gabi pentru Comuna Mănăstirea Cașin, a plătit pentru, cum să zic eu, pentru nonșalanța lui, dacă pot să o definesc așa, a plătit. A plătit, că a înțeles. N-a făcut din pierderea alegerilor în 2020 sfârșitul lumii. Sau o tragedie mai mare decât este cazul. A intrat în echipă, a susținut și a dat seama că Mănăstirea Cașin nu a intrat într-o aventură. Pentru o aventură s-ar putea chiar să mai scăpe la un moment dat. Mănăstirea Cașin a intrat cu capul în zid. Și asta au înțeles și oamenii. Sigur că lucrurile au părut oarecum echilibrate pentru că, na, să pierzi puterea pentru unii e foarte greu de înțeles. Și ce s-a întâmplat și după 9 iunie, și știm cu toții ce s-a întâmplat după 9 iunie, face parte dintr-un registru din ăla ce mie nu-mi place, altuia nu-i face. Da? Știți cum e. Plătim cu toții și pentru faptele pe care le facem și pentru vorbele pe care le scoatem pe gură. Dar revenind la ziua de astăzi, în care n-au prezumut că se va întâmpla, mă bucur pentru George, uite că i-am folosit și cuvântul, și numele de familie, scuze. Sunt totuși președintele organizației Partidul Social Democrat, organizație care n-a pierdut alegeri și când nu pierzi alegeri, asta se întâmplă pentru că, în principiu, confirm încrederea oamenilor. Și de asta este și rostul pentru care am venit de atâtea ori și am venit și astăzi și o să mergem în toate localitățile, acolo unde oamenii ne susțin și ne girează din 4 în 4 ani. Este corect să te întorci și să te întorci numai cu vorba, ci și cu fapta. Și asta vom face în următorii 4 ani. Știm ce proiecte s-au ratat pentru această localitate, știm ce proiecte e nevoie să se întâmple, pentru că Mănăstirea Cașin a pierdut o tură. Știți cum e ca la Piticot. Mănăstirea Cașin a stat o tură.
spre deosebire de alte comune care au recuperat. Nu vreau să le animozitez, dar Silviu Tinei a venit la Gura Văii și a recuperat un handicap, nici nu știu dacă l-a recuperat, dar oricum a venit într-o comună în care nu s-a întâmplat nimic timp de 24 de ani. Și nu vorbe din astea așa ca să mă scoateți din astea din rit. Eu chiar mai știu ce se întâmplă prin localitățile astea și pot să vă spun că dacă s-a întâmplat un jaf nenorocit undeva, la Gura Văii s-a întâmplat. În rest, mai mult sau mai puțin au făcut unii alții, nu știu să se comporte sau nu, dar Gura Văii a fost o comună efectiv care s-a dus în fundul pământului. A venit Silviu, e în 4 ani, încearcă să recupereze acest timp pierdut. Mănăstirea ca și mie e situația asta, că pare rău, se flemeau asta pe care o catalogul o arătați la ceas de seară, nu vă folosește în esență la nimic și o să rămâneți cu ea în brațe. A stat o tură, dar vom recupera. Noi toți cei care suntem aici și dincolo de prezidiu, vom, în primul rând, prin comportament și atitudine. Nu avem cum să înșelăm așteptările celor din Mănăstirea Cașin. Cu siguranță, la ce știu eu, cum îl știu pe George și climatul care l-am regăsit aici, din comportament și atitudine și lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Sigur că ele trebuie dublate și cu o comunicare în regulă cu cetățeanul, rezolvarea problemelor, indiferent dacă te-a susținut sau nu te-a susținut, aici îl încurajez să pună semnul egal. Repet, eu le mulțumesc celor care le susțin. Și nu le mulțumesc celor care le susțin, ci le doresc să fie mai inspirați data viitoare. Dar atunci când un cetățean, chiar dacă te-a votat sau nu, accesează serviciile primăriei, eu îndemn și încurajez la o raportare și la o atitudine egală. Așa e corect și așa e firesc. Și așa demonstrăm că suntem diferiți de cei pe care i-am învins în campania electorală, dar i-am și criticat până la campania electorală. Dacă nu demonstrăm că suntem altfel decât cine a condus această comună, înseamnă că pierdem timpul cu toții. Dar nu e cazul. George Bucur, din acest punct de vedere, este un pariu câștigat din punct de vedere al comportamentului, a atitudinii și ce să vezi din punct de vedere al competențelor și al pregătirii. Pentru că eu sunt convins că este poate mai mult decât să-l trimiți să numere cărțile din bibliotecă sau să scrie hârtie igienică la WC-ul. Ceea ce spune foarte multe despre ce s-a întâmplat aici. George Bucur este un om care știe să scrie un proiect, știe să depună un proiect, știe să pună problema și sunt convins că lucrurile vor merge bine în acest sens. Pentru mine a fost greitoare implicarea unor cadre didactice. Am fost și aici când doamna Iordache, dacă nu mă înșeală memoria, a intervenit și am văzut dincolo de pertinența mesajului, era și o revoltă la un soi de asuprire care nu mai aparține acestor vremuri. Mai sunt una, două, trei comune care mai practică tipul ăsta de vătaf. Era clar că e ceva mai mult decât o dorință de a schimba un primar. Era expresia unei asupriri pe care primăria, Mănăstirea Cașin, în primarul, sper să o practica în raport cu toți cei care nu agreau tezele dânsei. Nu-i problemă. Știți cum e. Cum am început, așa termin. Vinele învingere, o mai devreme sau mai târziu. Rostul prezenței noastre aici este să vă asigurăm că vom face tot ce putem să-l ajutăm pe George și echipa de consilier local, care sper să fie unită și să nu răspundă la fel de fel de provocări otrăvite din alte părți, dezbinări. Cunosc stilul acesta de lucru. Noi suntem astăzi toți. Sunteți la începutul unei noi etape din viața Mănăstirii Cașin. E un nou start. Ați jurat pe Biblie, ați jurat pe Constituție. Și când votez ca deputat, ca senator, ca primar, ca și consilier local, ca și consilier județean, te angajezi la niște lucruri pe care unele din ele uiți pe drum, de altele îți mai amintești. Dar în principiu, eu cred că trebuie să, cu toții, că suntem într-o funcție mai înaltă, vremelnică, toate sunt vremelnice, într-o funcție mai mică, toți avem, trebuie să avem același deziderat și același obiectiv. Cel puțin la echipa politică pe care o coordonez, nu o conduc, atenție, echipa politică pe care o coordonez
Îmi place să cred că toți gândim la unison, măcar pe acest palier. Nu vrem să dezamăgim oamenii și așteptările lor și speranțele pentru că și le pun. Pentru că dincolo de un vot de sancțiune la Mănăstirea Cașin, dincolo de votul de sancțiune care este clar și evident, este și un vot al speranței și al așteptărilor. Și cu toții realizăm treaba asta și ne vom comporta ca atare. Nu-mi doresc decât să urez succes tuturor celor care vor să facă bine pentru Mănăstirea Cașin, cei care vor să îi tragă scaunul lui George Bucur, să-i pună piedici, să-i facă dosare, să-i facă controle, să-l amenințe, să-l sperie. N-am cum să le doresc binele, le doresc ce gândesc ei față de noi, asta de asta să aibă parte, altceva nu le doresc. Și eu, cu colegii mei, rămânem cu același obiectiv, care nu e scris în statutul partidului, dar e scris acolo, în ADN-ul nostru, să încercăm să nu dezamăgim oamenii. Și peste 4 ani să venim cu fruntea sus, să ne solicităm sprijinul, dacă ne vor da, înseamnă că a fost misiune îndeplinită, dacă nu, mergem acasă și dar mergem acasă cu cei 7 ani de acasă. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Consider că consiliul județean 16 ani primar. Într-adevăr, ați spus, poate a fost... Doamne, dacă ați vorbiți, dar ați sprijinit 16 ani. Au fost 16 ani care ne-ați dat uitări. Comparați-ne doar cu cei din Cașin. Au apă, au gaze, au asfaltări, voi nimic. Ne-ați sprijinit 16 ani. 16 ani, bine, au fost 6. Dar când ați fost la dumneavoastră? Care ce perioadă? Când a fost PSD-ul? Păi de când? De 90 la noi a fost doar PSD-ul. Păi ori 30, ori... Păi nu, dar dumneavoastră... Ori 30 de ani, ori 16 ani. Ați făcut referință la cei 16 ani. Dumneavoastră ați spus 16 ani. Noi am fost uitați, dați exemplu, bravo, băi, dar de ce nu ne dați pe noi ca și comună? Nimic, nimic, niciun ajutor nu ne-ați dat. Dumneavoastră, știți, sunteți, nu știu ce sunteți, cadrul didactic? Nu. Nu, dar ce sunteți? Nu, sunt muncitor. Da. Dumneavoastră înțelegeți... Muncitorii să înțelegeți. Nu, dumneavoastră înțelegeți, dar nu pricepeți. Da, sunt mai grea de cap, nu sunt al dumneavoastră, într-adevăr. Nu înțelegeți, dar nu pricepeți. Da, îi explicați, înțelegeți. Avem apă, avem canalizare, avem toate. Credeți. Nu știu ce s-a întâmplat. Domnule parlamentar, Dragoș Berean, domnule primar, distinse domnule prefect, viitor domn deputat Lucian Bogdanel, prea cu cei mici părinți, bun prieten primar de pe Valea Trotușului, stimați aleși locali, dragi mănăstireni, eu vin cu bucurie de fiecare dată la Mănăstirea Cașin, am creat o legătură specială cu această comunitate și mă bucur că am făcut acest lucru. Pe 9 iunie, dumneavoastră și cei care sunt acasă au hotărât că e nevoie de o schimbare de rit și George Bucur a primit mandatul de primar. Și tot pe 9 iunie, tot dumneavoastră ați hotărât că George Bucur merită și o majoritate în Consiliul Local. După un mandat în care fosta administrație, pentru că de acum putem vorbi în sfârșit de fosta administrație, a bătut pasul pe loc, mănăstirienii au spus stop, merităm mai mult. Eu cred că sunt câteva cauze și am să le enumăr pe scurt, pentru că domnul președinte ne-a atins foarte multe subiecte și în mod corect de atunci, da? Primul aspect, cred că George Bucur a dat dovadă de curaj, de seriozitate, este un om harnic și un om foarte atașat de valorile acestei comune, acestui sat. Mulți o să vă întrebați curaj la George? Da, vă spun eu că este un om curajos,
Pentru că nu mulți dintre dumneavoastră, în condițiile în care a ales el să candideze, ar fi candidat. A fost amenințat și a candidat, a mers mai departe. A fost ademenit și a rezistat, a mers mai departe. A fost umilit și a mers mai departe. Și a și câștigat. Al doilea motiv pentru care cred eu că aici s-a întâmplat ce nu credea nimeni că se întâmplă, ca să folosesc cuvintele domnului președinte Berea. Nu credea nimeni că o să se întâmple, da. Sau puțin ziceau că o să se întâmple schimbarea la Bărăsirea, și la asta mă refer, da? A fost abilitatea lui George de a crea o echipă, de a aduna oameni de valoare, oameni serioși, care astăzi se află în sală și care, în mod evident, au contribuit la schimbarea pe care astăzi o trăim. Și în ultimul rând, eu cred, și nu în ultimul rând, cred că George se încadrează într-un tipar de viitor, spun eu, și avem aici invitați câțiva primari de pe Valea Trotușului care au făcut performanță și dați-mi voie să-i enumăr. Este vorba de Silviu Tinei de la Gura Văii, Cătălin Sabău de la Târgu Trotuș și Cosmin Curelea de la Cașin și domnul viceprimar din Toacă de la Cașin. Deci George se încadrează în acest tipar și eu sunt convins că alături de echipa pe care a construit-o, va face performanță la Mănăstirea Cașin și peste 4 ani vom discuta în cu totul alți parametri. Și vă mai spun un singur lucru, când mă refer la echipă, să știți că în această echipă ne includem și noi, cei de la această masă, care ne-am implicat și eu cred că în perioada următoare lucrurile se vor schimba în bine, ca să nu folosesc cuvinte mari, că nu e bine, la Mănăstirea Cașin. Succes, George Bucur, succes echipei și cu Dumnezeu înainte. O să încerc să fiu foarte scurt. Cineva din rândul 2 de aici vorbea de walk of shame. În engleză asta înseamnă marșul rușinii, drumul rușinii. Ca să conștientizez treaba asta, trebuie să ai și rușine. Abilitatea asta e foarte rară și unii au suficientă de rușinare încât să trateze ceremonia solemnă, totuși, a constituirii unui loc posibil local și a depunerii jurământului cu dispreț și cu un tip de abordare pe care cred că îl vedem pe un Belarus, dacă urmăriți știrile de la televizor, nu în Uniunea Europeană, ci nu într-un oraș, într-o comună, dintr-un județ aflat în Uniunea Europeană. George, cunosc determinarea ta pentru că eram în funcție la prefectură când ai fost trimis cu niște sași să umbe cărți și să faci un inventar la o bibliotecă la care nimeni n-a făcut niciodată un inventar al cărților. Dar asta era o prioritate. Un om specializat în fonduri europene să numere cărți și volume la biblioteca comunei. Sigur, nu-ți va fi ușor, nu vă va fi ușor, dragi colegi din Consiliul Local, dragi colegi social-democrați, dar determinarea asta pe care eu am văzut-o la tine, sunt sigur că te va duce pe lucru cel bun și împreună, uniți și fideli aceluiași obiectiv comun, sunt convins că vei aduce Uniunea Europeană și la Mănăstirea Cașin. Ai în fața ta două modele de primar, aflați de asemenea la primul mandat, unul Silviu Tinei la Gura Văii și Cătălin Sabău la Târgu Trotuș, care au plecat de jos cu localitățile lor și astăzi se află la un barometru de 80%, poate chiar peste. Sunt un model de succes. Te rog să înveți de la cei doi colegi ai noștri și împreună să începem să make Mănăstirea Cașin great again. Da? Succes! Nu vreau să zic, nu. Cosmin e la primul mandat. Cei doi sunt la primul mandat de primar și cumva împart și același tronson de vârstă. Mai mult sau mai puțin cu George Bucur. Așa, cât mult succes, George, și ținem aproape succes în munca administrativă la Mănăstirea Cașin. Dacă
avem intervenții. Doamna secretar general, aș vrea să vă rog să aduceți la cunoștință obligații aleși. Îmi cer scuze. Eu, de exemplu, aș vrea să spun niște cifre. Am înțeles că mai... Nu, suntem. Suntem în Belarus, suntem în România. Haideți în față. Pentru să vorbești aici. Nu v-am văzut... Da, am auzit de mine, dar... Vreau să spun că eu sunt foarte mândră astăzi și spun lucrurile acestea nu potentă politică. Vreau să înțelegeți lucrul acesta și nu vreau să creez în sufletele anumitor persoane sentimente altele decât cele frumoase. Eu sunt mândră pentru că George, domnul primar, a fost elevul meu și pentru că eu îl cunosc foarte bine. Și pentru că eu i-am pus creionul în mână și îl cunosc foarte bine și de unăzi o persoană importantă, spun eu, și chiar este importantă și pentru mine și pentru George și pentru întreaga comunitate, mi-a zis, zice, măi, lăudați-l și voi pe George, că prea vin pe Facebook tot felul de afirmații care nu l-ajută și care este afirmații care sunt în defavoarea lui. Și eu mă gândeam acum ce pot să spun eu să-l laud. Eu nu cred că trebuie să-l laud, pentru că George nu are nevoie de laude. George este în fruntea acestei comunități, nu pentru a primi laude. Eu cred și sunt convinsă că el nu va folosi cantitatea de laude pe care o primește pentru a administra această comună. Pentru el vorbește atitudinea lui, pentru el în dreptul lui vorbește tinerețea, determinarea, curajul și puterea de muncă. Laudele nu cred că au mare importanță. Se vor vedea faptele. Și sunt convinsă că vor fi fapte, pentru că avem aici în fața noastră o grămadă de persoane care sigur ne vor ajuta. Și sigur vor merge pe calea cea bună. Mult succes și mult succes și pentru echipă și pentru domnul primar și să dea Dumnezeu ca această comună să capete într-adevăr o imagine frumoasă sub acest mandat. Mulțumesc! Mai avem intervenții? Acum mai sunt intervenții, domnul primar. Domnul primar. Nici dacă, mă numesc local. Primul mandat. Pentru cei mai tineri. Treaba este felul următor. Treaba este în felul următor. E simplă treaba. E foarte simplă. Aleșii locali, în seara asta, într-o ședință solemnă, au jurat pe Constituție și pe Biblie că vor respecta Constituția și legile țării. Păi dacă ei își vor menține, adică vor respecta acest jurământ, nu cred că vor fi probleme. În primul rând, domnul primar ar trebui să fie un primar prieten cu toată lumea din comună, să nu fie partiditor politic, că aici nu-i treabă din plac primarul, are mai puțină treabă din punct de vedere politic. El are treabă administrativă. Să-și aleagă un viceprimar care să corespundă din anumite puncte de vedere că dacă ești primar și n-ai un viceprimar ca să colucreze, nu va fi bine. Și ce să mai tot discutăm? Noi suntem rămas în județ, am fost cândva o comună de frunte. Acum suntem nici la prima jumătate.
Deci, nu suntem în prima jumătate a comunii, vă rog. Comunii foarte slab dezvoltate, au datorită aleșilor locali și datorită anumitor conjuncturi, din obiectiv, au progresat. Oamenii din Mănăstirea Cașin sunt oameni tari, oameni buni. Oameni care știu să se respecte. Mai puțin unii. Dacă n-au învățat 5-7 ani de acasă să respecte locuitori cu care convențuiesc, asta e treaba lor. Trebuie neglijați acești oameni. Nu trebuie să le dăm o mare atenție. E treaba lor. Că așa nu vor ajunge la un, cum să vă spun eu, la un final fericit. Eu consider că dacă domnul primar va fi atent cu toți cei care trebuie să respecte legea, deci el, în primul rând, din administrație, că aici intră și secretarul general, intră și contabilul, intră și cel care înregistrează corespondența, vor respecta legea, o să fie bine. Cred eu că acolo o să ajungem să fie bine. Vă mulțumesc! Dacă nu există altcineva, am ascultat domnul președinte de ședință. Dacă nu există altcineva, am ascultat domnul președinte de ședință. Dacă nu există altcineva, am ascultat domnul președinte de ședință.